Vom începe cu rugăciune, serviciul în seara aceasta. Haideți așa cum stăm să ne plecăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Dumnezeul nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântat să fie numele Tău. Doamne, pe Tine te dorește sufletul nostru. Înaintea Ta am venit. Pe Tine te caută sufletul nostru. Și vrem să ne închinăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus și în această seară. Te rugăm frumos, primește mulțumirea noastră pentru dragostea Ta, pentru faptul că încă păstrezi har. În vremea aceasta păstrezi har pentru lumea întreagă și mulțumim pentru harul pe care îl ai pentru Tulca în această săptămână. Mulțumim că acest har ne vine de la Tine prin jertfa Fiului Tău. Doamne, slăvit să fie numele Tău! Pentru seara aceasta te rugăm frumos, vino între noi, prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, te rugăm să te apropii de fiecare dintre noi. Recunoaștem nevrednicia noastră, greșeli, păcate. Tată bun, pentru orice greșeală și pentru orice păcat, iartă-ne pe fiecare. Dă binecuvântarea peste toată lucrarea. Binecuvântă pe fratele Buslea. Te rugăm să-i dăruiești cuvânt. Te rugăm, vorbește-ne prin dânsul. Binecuvântă-i familia și slujirea. Ne rugăm să binecuvinte și pe fratele Daniel Olcean, familia. Doamne, te rugăm să îi inspiri cântarea. Și te rugăm, binecuvântă-i darul cu care l-ai înzestrat. Doamne, binecuvântă cântarea fanfarei și tot ce se va face aici dorim să fie spre gloria numelui Tău. Doamne, ne rugăm pentru musafirei casei Tale, binecuvântă-i, prietenei casei Tale, binecuvântă-i. Doamne, te rugăm, fă-le parte de împărăția Ta. Pentru numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Suntem binecuvântați și în seara aceasta să fim în casa Domnului, la închinare, la ascultarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Și vă salutăm pe toți cei care ați venit, v-ați făcut timp și ați venit și în această seară. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. E așa de bine în casa Domnului. Cuvântul Scripturii ne spune că mai mult face o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte. Mai mult face un ceas, două ceasuri. Și iată că suntem la cea de-a treia seară de evangelizare și avem harul să fim împreună înaintea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă salutăm pe toți cu toată dragostea și dorim ca Domnul să ne vorbească, dorim ca Dumnezeu să sensibilizeze inimile noastre, să hrănească sufletele noastre, să cerceteze viețile noastre. L-am invitat pentru seara aceasta să predice Cuvântul lui Dumnezeu pe fratele păstor Cristi Buzlea. Bine ai venit! A doua oară la noi, am mai fost la nuntă. Luci, la nunta ta, Iulia. Așa e. Slujește biserica din Râpa. A venit împreună cu familia. Bine ați venit! Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și ne rugăm ca Domnul să-ți dea cuvânt pentru noi în această ocazie. De asemenea, l-am invitat pe fratele Dani Olcean să slujească prin cântare și mă bucur că a răspuns invitației și a venit cu Ionela, cu fetele, ce-aș vrea să vă văd cântând toți patru odată. Așa. În seara aceasta va cânta fratele Dani, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Avem la început, așa cum am obișnuit și în celelalte seri, două cântări și versete pe care le vom spune cu întreaga adunare. Invit frații care sunt la închinare să vină în față. Haideți împreună cu ei să ne închinăm, să-L lăudăm pe Domnul. Haideți și în seara aceasta să venim să cântăm acest Dumnezeu care ne-a făcut mult bine. Dacă suntem în seara aceasta aici, suntem datorită faptului că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Dumnezeu și-a revărsat binecuvântarea peste viețile noastre, avem sănătate, avem putere, vrem să ne închinăm și să spunem, Doamne, Te binecuvântăm pentru că ești Dumnezeul plin de bunătate. Am auzit și aseară despre această bunătate a lui Dumnezeu. Haideți să cântăm despre această bunătate a Domnului și să-i mulțumim pentru că și-a revărsat-o peste viețile noastre. Thank you.
Versete care ne îndeamnă să-L binecuvântăm pe Dumnezeul nostru, să-L vorbim de bine pe acest Dumnezeu care ne-a făcut mult bine. Haideți să recităm, să le rostim aceste versete cu întreaga biserică. Binecuvântă suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Amin, amin. Puterea sângelui Domnului Iisus Hristos poate să spele și astăzi orice păcat al vieții noastre. Întrebarea care se ridică și ridică poetul acestei cântări: vrei tu să scapi de poveri și păcat? Prin mielul de vin ce a fost răpuns, vrei tu să învingi răul ce te-a legat prin sfânt sângele lui Iisus? E puterea sângelui vărsat. Haideți să mulțumim Domnului pentru sângele Fiului Său, care a fost vărsat pe lemnul crucii pentru noi.
atât de des avem privirea țintită spre lucrurile astea efemere, suntem ancorați în viața de aici, în așa măsură încât uităm de multe ori că pe acest pământ suntem doar pentru un timp și e doar o pregătire pentru ce o să fie. Și locul și Dumnezeul pe care l-am slujit aici, îl vom sluji și dincolo. Și aceste două piese vorbesc despre destinul nostru care e. Pentru că noi suntem rânduiți ca să-L petrecem cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne dă această posibilitate ca noi să-L alegem. Destinul nostru este ca să-L petrecem în prezența Sa. Să ne ajute Dumnezeu să-L alegem pe El. Amin. Amin. Destinul tău e să învingi, când ești căzut să te ridici. Destinul tău l-a scris cândva Iisus. Numele tău de mult e scris în cartea vieții din paradis. Destinul tău e cerul său, să știi. Nu suntem aici statornici, o țară avem și ea e sus. Calea se sfârșește acolo când vom vedea toți pe Iisus. Nu suntem aici statornici, o țară avem și ea e sus. Calea se sfârșește acolo când vom vedea toți pe Iisus. Deci să te poți, cum e cinstit, cu Tatăl tău ce te-a iubit și te-a plătit cu mare preț, să știi. Pe brațul meu eu te-am purtat și am să te pot neîncetat. El Dumnezeu spune așa în cartea Sa. Nu sunt statornici, o țară avem și ea e sus. Calea se sfârșește acolo când vom vedea toți pe Iisus. Nu suntem aici statornici, grăbit
spre un sfârșit iminent. Te-ai ancorat în pământ, în tot ce e femeie, lucruri care pierd, dar ai uitat veșniție, doar sufletul. Și ce ai scris într-o zi, tot se va duce. Dar ce pentru Domnul ai făcut, va rămânea. Azi oprește-te în drum, vezi viața ce o duci. Dacă e deșertăciune, numai Iisus te poate conduce acolo. Când de loc ți-ai pregătit, mergi cu El pas cu pas, viața ta nu va fi niciodată în derivă. Te susține mereu până-n brațele Lui, de-i sfârșit victorios prin El. Zi după zi, viața ta se duce ca un om apur trecător. Și mergi grăbit spre un sfârșit iminent. Și ce ai strâns într-o zi, tot se va duce. Ce pentru Domnul ai lucrat, va rămânea. Azi oprește-te în drum, vezi viața ce o duci. Dacă e certăciune, numai Iisus te poate conduce acolo. Când de loc ți-a pregătit, mergi cu El pas cu pas, viața ta nu va fi niciodată în derivă. Te susține mereu până-n brațele Lui, vei sfârși victorios prin El. Cel pe tine, te crezi că nimeni nu știe al minții gând. Viața nu ți-a aparține, este a Lui. Planuri și idealuri fără de Domnul nu au niciun folos. Poate chiar pe la noapte se face Hristos. Oprește-te în drum, vezi viața ce o duci. Dacă e în deșertăciune, numai Iisus te poate conduce acolo. Când de loc ți-a pregătit, vezi cu El pas cu pas, viața ta nu va fi niciodată în derivă. Te susține mereu
Câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas. Între noapte și zi, între drum și popas. Ne mințim zi de zi, că am fost, că vom fi. Și uităm mult prea des să mai fi. Însă vrem cât mai mult, ca și cum n-am mai ști. Ce săraci lumea vom părăsi. Spune de ce tot alergi, spune ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum fără Iisus toate sunt amăgire. Ce iluzii s-au dus, ce iluzii mai sunt. Clipe care le trec ca o umbră pe drum. Alergăm după nori, alergăm după vânt. Și deschidem târziu unii goi. Vrem un nou început, însă timpul-i pierdut. Nu se-ntoarce nici când înapoi. Spune de ce tot alergi, spune ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Toate sunt amăgire. Cercăm împreună. Spune de ce tot alegi, spune ce vrei să culegi. Vieți rătăcind anii treci în neștire. Și căutăm să adunăm și uităm tot mai adesea pentru ce noi ne luptăm. Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea dacă în schimb și-ar pierde sufletul. Orice bogății, tot ce lumea îți oferă, nu-ți pot aduce pacea inimii. Te întrebi tot ce construiești sub soare, ale cui vor fi în curând. Nu uita, viața ta e trecătoare. Ce-ai făcut pentru Iisus? Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea dacă în schimb și-ar pierde sufletul? Orice bogății, tot ce lumea îți oferă, pot aduce pacea inimii. Urmează, dar
pe Hristos, alege voia sa. El se întoarce în curând, fii gata. Și ce-ar folosi un om să câștige lumea, dacă în schimb și-ar pierde sufletul? Orice bogății, tot ce lumea îți oferă, nu-ți pot aduce pacea inimii. Și ce-ar folosi unui om să câștige lumea, dacă în schimb și-ar pierde sufletul? Orice bogății, tot ce lumea îți oferă, nu-ți pot aduce pacea inimii. Iisus te poate face fericit. Amin. Amin. Mulțumim, frate Dani, cântări frumoase. Scriptura în aceste cântări. Cred că v-ați gândit la cuvinte, nu mai ați ascultat melodia. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde? Oare v-ați gândit? Puteți să dați un răspuns la întrebarea asta. Să câștigi toată lumea pentru câți ani? Câți ani mai ai? Să o câștigi aici și apoi când pleci, să-ți pierzi sufletul pentru veșnicie. Te gândești la suflet. Te gândești la veșnicie. M-aș bucura ca Duhul Sfânt în seara aceasta să pună în mintea fiecăruia de aici, în viața fiecăruia de aici, gândul acesta al veșniciei, al sufletului. Să știți că noi ca biserică ne gândim la dumneavoastră. Și în fiecare dimineață, de la ora 9 la ora 10, ne adunăm să ne rugăm pentru localitatea noastră. Mâine dimineață, de la ora 9, ne vom ruga în mod special pentru cei nemântuiți din familiile noastre. Pentru copiii fraților care nu sunt întorși la Domnul. Pentru părinți de-ai copiilor care nu-L cunosc pe Hristos. Pentru soții care nu sunt încă mântuiți. Pentru soțiile care încă nu sunt mântuite. Ne pasă. Și venim mâine dimineață și ne rugăm și stăruim și strigăm la Dumnezeu: Doamne, dorim să întregești familii. Nu vrem ca în veșnicie părinții să fie într-un loc, copiii în alt loc. Vrem ca toată familia să fie în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă aveți pe cineva drag, copii sau în familie sau rudenii care n-au mântuirea sufletului, mâine dimineață, în mod special, ne vom ruga pentru cei nemântuiți din familiile noastre și vă invităm să veniți. Lăsați orice activitate. Sigur, cei care aveți servici, dacă sunteți acasă, merită să venim să strigăm: Doamne, copilul meu este nemântuit, te rog, mântuiește-l! Merită! Pentru că s-ar putea să vezi, să ai această satisfacție și bucurie. Copilul tău sau cel drag ție se întoarce la Domnul. Dorim mântuirea celor nemântuiți care sunt cu noi în seara aceasta. Amin. Celor dragi din familiile noastre, celor din localitatea noastră. De aceea mâine dimineață vă invităm pe toți cei care doriți la timpul de părtășie, de rugăciune. Și apoi mâine seară
de la orele 18, de la ora 6, ne întâlnim din nou la o seară de evangelizare, unde se va predica Cuvântul lui Dumnezeu. Ne vom închina prin cântare și sufletele noastre vor fi cercetate și hrănite din Cuvântul Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Vă invit acum să vă ridicați și haideți să ascultăm Cuvântul Domnului pe care îl va citi fratele Cristi, se va ruga și va predica. Domnul să-i dea cuvânt și să-i dea har în seara aceasta. Amin. Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, la capitolul 13. Vom citi de la versetul 44 până la versetul 46, pagina 939. Matei 13, de la 44 până la 46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Amin. Vă invit să plecăm capul în rugăciune și să cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru minutele următoare. Doamne Duhule Sfânt, Tu care ai inspirat scrierea acestor cuvinte, îți mulțumim pentru că le putem citi, le putem avea în fața ochilor noștri, în auzul urechilor noastre. Duhule Sfânt, te rugăm să ne ajuți să pătrundem înțelesul acestor cuvinte. Amin. Te rugăm în mod special în seara aceasta să te atingi de cei care nu te cunosc. Amin. Să faci acea lucrare măreață de descoperire pe care ai făcut-o și în inima noastră. Amin. Și să-i aduci, Doamne, la descoperirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Te rugăm lucrurile acestea în numele Lui, pentru meritele Lui. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Dragi frați și surori, dragi prieteni din Tulca, vă spun cu toată dragostea că mă bucur să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și mulțumesc fraților pentru că mi-au acordat această ocazie să pot predica cuvântul în acest loc. Vă aduc salutul Bisericii Baptiste Speranța din satul Râmpa, comuna Tinca. Salut pe care l-am luat anul acesta din cartea Ieremia este o promisiune pe care Dumnezeu o face poporului în Ieremia 32. Versetul 38 spune așa: ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Amin. Amin. Vă salutăm folosind aceste cuvinte minunate, cuvintele lui Dumnezeu, și credem că Dumnezeu, atunci când ne mântuie, ne cheamă la o viață plină de belșug, de bucurie trăită în prezența Lui. Da, într-adevăr, viața uneori ne duce în situații grele, sunt situații pe care am spune, nu le-am dorit niciodată să le întâlnim. Dar dacă mergem împreună cu Dumnezeu, împreună cu Domnul, cu Domnul nostru, pe calea Domnului, este bucurie. Aș vrea să încep mesajul din după masa aceasta, din seara aceasta, discutând puțin problema moralei din biserica de astăzi. Foarte probabil, foarte mulți dintre noi am auzit la un moment dat cuvinte de batjocură care ținteau religia creștină. Uneori creștinismul este luat în derâdere, într-adevăr, datorită necredinței oamenilor sau a răutății din inima lor. Oameni care în împietrirea inimii refuză să-L recunoască pe Domnul Iisus ca și Domn și Dumnezeu, înaintea căruia trebuie să se plece și să creadă în El. Și odată cu Iisus, resping acești oameni și pe urmașii Domnului Iisus. De altfel, în predica de pe munte, Domnul Iisus a prorocit că lucrul acesta se va întâmpla cu
cu urmașii lui atunci când a spus: ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Alteori însă oamenii atunci când evaluează starea bisericii devin la fel ca niște spectatori de la circ, peste măsură de amuzați, deoarece descoperă o mare discrepanță între ceea ce proclamăm, între ceea ce spunem noi și ceea ce uneori ajungem să trăim. Cu toți am cunoscut oameni lumești care, deși purtau numele de creștini, își trăiau viața, aveau un comportament profund necreștin. Oameni care, putem să spunem, au ajuns să dea păcatele ca apa. La ora actuală este, din păcate, puțin probabil să găsim vreo biserică în care să nu fi fost cazuri de membri ai bisericii în care să fi căzut într-un anume păcat, să nu-și fi recunoscut păcatul, să nu fi dorit să se îndrepte și care până la urmă au trebuit excluși din părtășia acelei biserici. Știm de altfel că sunt și alți creștini care în viața lor ascunsă, poate ascunsă de ochii celor din biserică, trăiesc o viață de neorânduială cu Dumnezeu. Uneori această trăire de neorânduială cu Dumnezeu nu este vizibilă pentru ceilalți din biserică, dar este foarte vizibilă pentru cei în cercul cărora își trăiesc viața. Ascunși de ochii fraților și a surorilor, sunt oameni care își dau drumul la tot felul de manifestări lumești și nu de puține ori am auzit de așa numiți frați care mint, înșală sau tratează pe seminii lor ca pe un gunoi. Spunem lucrurile acestea ca o constatare tristă a realității pe care o trăim. Sunt apoi cazuri de cădere morală gravă, cum ar fi păcatul curviei, a destrăbălorilor, a bețiilor, căderi care au consecințe grave în viața celor care ajung să comită astfel de lucruri, consecințe grave în viața familiilor lor și murdăresc oamenii aceștia prin purtarea lor numele de creștini. Alții se declară că sunt creștini, se bat poate cu pumnul în piept, dar în intimitatea inimii lor trăiesc probabil măcinați de patii și pofte care îi biruiesc mereu. De multe ori intri într-o anumită biserică și te izbește o lipsă de speranță, de nădejde, o lipsă de bucurie, de fericire trăită cu Dumnezeu. Și din pricina acestor multor lucruri, de multe ori lumea este confuză cu privire la ceea ce înseamnă un creștin adevărat. Subiectul predicii din seara aceasta este chiar acesta. Aș vrea să răspund înaintea dumneavoastră, din textul pe care l-am citit, la întrebarea: ce este un creștin adevărat? Această întrebare are de-a face mai întâi cu ideea de autenticitate. Autenticitate. Și spunem că un lucru este autentic atunci când vrem să spunem că acel lucru este real, este sigur, este original. Nu este o imitație, nu este ceva contrafăcut, nu e o prefăcătorie. Dacă vă amintiți, cu ceva vreme în urmă am avut un prim-ministru care avea titlul de doctor în drept, mi se pare, și președintele țării noastre din acea vreme, care era de altfel adversar politic, a descoperit că ceva nu este în regulă cu lucrarea de doctorat a primului ministru. Și într-o intervenție publică l-a numit în batjocură pe primul ministru dotore. Pentru că știa că lucrarea de doctorat a primului ministru în mare măsură este un furt intelectual, un plagiat. Știa că pagini întregi, cel puțin 85 de pagini din acea lucrare de doctorat, nu îi aparțineau primului ministru, ca fiind autor al lor, ci erau copiate cuvânt cu cuvânt din alte surse. Așa că acea lucrare nu era
autentică. A fost un mare scandal la acea vreme, de care probabil vă amintiți, pentru că cei de la televiziune și radio și-au făcut datoria. Până la urmă, scandalul a luat sfârșit în 2016, când lucrarea de doctorat a fost declarată nulă, plagiat, și titlul de doctor a fost retras. Adevărul este că lumea în care trăim are experți care știu să determine dacă un lucru este autentic sau nu. Sunt experți în pietre prețioase care oricând pot să spună despre o piatră frumoasă de la un inel dacă are ceva valoare sau dacă este doar un fals, un chici. Sunt experți în vinuri nobile și probabil că ați urmărit la un moment dat emisiuni de prezentare a Franței, spre exemplu, în care un moderator de genul acesta merge prin ținuturile Franței și oprește pe la marile zone viticole ale Franței și sunt acolo acei experți ai vinului care pot să spună despre un vin după culoarea lui, după mirosul lui, după puterea lui, cât este de vechi, cât este de valoros. Există experți apoi în identificarea banilor. În anul 2014, referitor la aceasta, vreau să spun că poliția română, în colaborare cu poliția italiană, au reușit să anihileze o rețea italiano-română care se ocupa cu falsificarea de bani. Și au făcut o percheziție polițiștii noștri în Episcopia Bihorului, dacă știți, zona aceea a Oradei, și într-o hală au găsit numai puțin de 13 milioane de bancnote de euro false. Știți ce au făcut cu acești bani? I-au ars pe toți. Și acum dacă îmi îngăduiți o mică aplicație aici, când oamenii din lume descoperă un creștin fals, de obicei, soarta acelui om este că ajunge de râsul tuturor. Așa cum a spus Domnul Iisus în Matei 5, când sarea își pierde gustul, ajunge să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Dacă te joci cu creștinismul, dacă te joci cu viața de credință, ai grijă să nu fii ars. Totuși rămâne întrebarea pe care am pus-o. Ce este un creștin autentic? Pentru a răspunde la această întrebare, vă invit să privim la pasajul pe care l-am citit din Matei 13, unde Domnul Iisus, prin intermediul a două pilde, ne răspunde la întrebarea noastră. Și cele două pilde sunt foarte asemănătoare și scot în evidență câteva lucruri extrem de importante. Pe măsură ce vom înțelege pildele, vom putea da un răspuns potrivit întrebării noastre, ce este un creștin adevărat. Aș vrea să observăm în aceste pilde patru adevăruri. Patru adevăruri importante. Numărul 1. Primul adevăr. Împărăția lui Dumnezeu este deosebit de prețioasă. Prima oară, Domnul Iisus o aseamănă cu o comoară. A doua oară este asemănată cu un mărgăritar de mare preț. În ambele cazuri, valoarea este atât de mare încât merită sacrificiul întregii avuții. Acum am o întrebare pentru soții și dacă sunt soții cu noi aici în sală, vă rog să ridicați mâna. Mâna sus, soțiile din sală. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce ați spune dacă mâine la amiază soțul dumneavoastră se întoarce grăbit de la locul de muncă, intră în casă, izbește poate ușa de perete și spune, draga mea soție, gata, vând tot. Vând casă, vând terenuri, vând mașină, vând haine, cu dulapuri cu tot, vând chiar și pernele și plapuma pe care ți le-a dat mama ta ca să este. Vând tot. Pentru că am găsit o piatră deosebit de prețioasă. Ce ai spune? Sunt soții care ar spune, bărbate, ai nebunit cu totul. Dar chiar așa îi vedem pe acești oameni făcând în textul nostru. Se duc și vând tot ce au pentru a pune mâna pe comoara dorită, respectiv pe mărgăritarul de mare preț.
Înainte cu două capitole, în capitolul 11, Domnul Iisus vorbește în mod asemănător despre împărăția lui Dumnezeu atunci când spune că împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei care dau năvală pun mâna pe ea. Și imaginea poate fi aceea unor soldați care, după ce au câștigat victoria și cetatea este cucerită, acum dau năvală să pună mâna pe tot ceea ce este valoros în acea cetate. Și din nou apare ideea de valoare extraordinară a împărăției lui Dumnezeu, care nu trebuie ratată cu niciun preț. Prima observație. Împărăția lui Dumnezeu este deosebit de prețioasă. A doua observație. Împărăția lui Dumnezeu este reală, dar pentru cei mai mulți nu este o realitate evidentă. Când mă duc câteodată cu soția într-o vizită, ajungem poate într-o casă interesantă și eu sunt foarte preocupat de oamenii cu care stau și vorbesc cu ei și poate încerc să ajung la sufletul lor. Dar soția e mai atentă la detaliile din casă. Și plecăm pe drum spre casă și pe mașină Monica mă întreabă și îmi spune: măi, ai văzut ce mâniere aveau la mobila de bucătărie? Erau așa, cu maro și cu bronz și cu detalii de floricele și începe să-mi explice. Și zic, nu. Și îmi spune, cum n-ai văzut că erau acolo în fața noastră? Erau atât de evidente. Pentru mine nu erau, pentru că eram interesat de alte lucruri. Împărăția lui Dumnezeu este reală, dar din păcate nu este o realitate evidentă pentru cei mai mulți oameni. Pilda ne spune că există o comoară, dar este unde? Ascunsă în pământ. Nu este o comoară așezată în mijlocul pieței publice, nici în mijlocul autostrăzii. Nu strălucește în lumina soarelui ca să atragă ochii trecătorilor. Este o existență ascunsă de ochii celor mai mulți oameni. A doua pildă ne spune că există un mărgăritar de mare preț. El este o piatră prețioasă specială. Un mărgăritar, dacă vreți, între mărgăritare. Și totuși, el se află așezat undeva pe masa unor negustori de mărgăritare, undeva, probabil, într-o piață, și trec atâția negustori de mărgăritare și nu se opresc în dreptul lui ca să-l cumpere, până când apare acest negustor al nostru. Există un adevăr pe care Iisus îl exprimă astfel cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Deși împărăția lui Dumnezeu este nespus de prețioasă, deși împărăția lui Dumnezeu este reală, ochii celor mai mulți oameni sunt, din păcate, închiși cu privire la ea. Nu pot să o vadă. Nu pot să o descopere. De aceea trec nepăsătorii pe lângă ea. Apoi ne este prezentată imaginea omului așa cum este el. Asta este a treia observație din text. Și omul, în general, este un căutător. Ați auzit probabil că și în lumea noastră, despre care citim, cunoaștem, în lumea noastră sunt căutători de comori. În țara noastră au fost mulți care au căutat aurul dacic. Ați auzit că, potrivit unei teorii, s-ar părea că dacii și-au ascuns aurul undeva în munți ca să nu-l găsească romanii. Și mai sunt temerari care se apucă să caute după aurul dacilor. Nu cu mulți ani în urmă, în Australia a fost un om, un căutător amator de aur, care a descoperit în deșert o pepită, atenție, de 5,5 kg de aur. La acea vreme, valoarea era undeva la 300.000 de dolari. A crezut omul că este doar bara de protecție a unei mașini care au fi trecut pe acolo și când s-a apropiat, a început să dea praful la o parte, nisipul, tot ce era în jur, și nu-i venea să creadă cât de mult aur este acolo. Însă cea mai mare pepită descoperită vreodată a fost tot în Australia. A fost descoperită de data aceasta de doi căutători profesioniști, de doi mineri, și cântărea, frate și surori, aproximativ 70 de kilograme, o masă imensă de aur. Acum, dacă în lumea căutătorilor de aur sunt căutători amatori și profesioniști cu un oarecare succes în acțiunile lor, în viață, în general, cu toții, și eu și dumneavoastră și dumneavoastră ca și mine, suntem
niște căutători, căutători de valori. Toți oamenii caută în viața aceasta lucruri care să dea sens existenței lor. Cu toții căutăm împlinirea într-un fel sau altul. Cu toții căutăm speranță pentru ziua de mâine. Cu toții căutăm să fim iubiți, să fim acceptați, căutăm o zonă de pace, căutăm o zonă de înțelegere. În general, toți oamenii sunt căutători de valori. De exemplu, omul de afaceri care devine peste măsură de preocupat de mărirea afacerii lui și de a câștiga mai mulți bani, este un om angrenat în căutare. Și săracul, pe de altă parte, care se zbate în lipsuri financiare și care se întreabă mereu oare ce voi mânca mâine, și el este un căutător. Și cel care ajunge să stea pe canapea toată ziua cu telecomanda în mână, mâncând chipsuri și urmărind emisiune după emisiune și îngrășându-se, și el este în felul lui un căutător de împlinire. Și cel care stă 12 ore într-o bibliotecă și învață în continuu pentru a deveni cel mai bun neurochirurg din lume, și el este un căutător în această lume. Toți sunt căutători în această viață. E adevărat, în moduri diferite și cu rezultate diferite. În prima pildă, omul a săpat căutând comoara. În a doua pildă, avem de-a face cu un negustor care a umblat lumea în lung și în lat ca să găsească mărgăritarul perfect. Și până în acest punct, aceștia doi sunt imaginea noastră a fiecăruia, a fiecărui om care umblă în lumea aceasta ca un căutător. Dar acum, drag prieten, aș vrea să te întreb. Care este căutarea ta în această lume? Care sunt lucrurile care îți motivează viața zi de zi? Ai putea să identifici care este cea mai mare dorință din inimă. Care este comoara pe care o dorești ca să-ți împlinească viața? Cu adevărat, cu toții căutăm câte ceva. Care este căutarea ta? Al patrulea adevăr al celor două pilde este punctul central al mesajului meu, pentru că este răspunsul la întrebarea ce este un creștin adevărat. Vreau să priviți cu atenție la reacțiile celor doi căutători din pildele Domnului Iisus în momentul marii descoperiri. Observați că acești doi oameni sunt cuprinși de un val de entuziasm. Este o bucurie nemaipomenită. E o disponibilitate acolo de a pierde tot, dar nu ceea ce au descoperit. Amândoi acționează cu hotărâre. Amândoi sunt gata să ofere tot ceea ce au pentru a intra în posesia comorii, respectiv a mărgăritarului de mare preț. Un om superficial s-ar uita la acești doi oameni și zice: Domnule, ce prostie! Ce oameni nebuni! Cum, Domnule, să-ți dai toată averea, toată casa, animalele, bijuteriile, mașinile, conturile, să renunți la tot ce ai? Pentru ce? Pentru un petic de pământ? Pentru o bucată de piatră? Curată nebunie! Îmi amintesc de anii 90, că eu sunt mai de dinainte de 90, a venit la noi acasă un om care l-a provocat pe fratele meu mai mare. I-a spus: Dane, acum este momentul potrivit pentru tine să cumperi pământ. Știți ce s-a întâmplat în acea vreme? În jurul Oradei, în satele de prin prejur, era mult teren agricol. Ieftin și mult. Dar, într-adevăr, nu erau drumuri trasate, nu aveai electricitate acolo în zonă, nu aveai apă, nici canalizare. Erau terenuri agricole. Și a spus acest om, fratele meu: cumpără teren. Tata, pe de altă parte, când a auzit, a zis: măi băiete, să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Să nu cumva, și cum a zis tata, să nu cumva să-ți bagi banii unde și-a rupt sărăcia picioare. A zis: decât să-ți bagi banii acolo și să cumperi teren agricol unde nu se duce nimeni, mai bine pune-le aici în mijlocul casei, pune banii în mijlocul casei și dă-le. Și fratele meu a luat sfatul tatălui. Nu a cumpărat teren. Astăzi, cei care au cumpărat teren în acele zile sunt miliardari. Fratele meu nu că trăiește rău, dar este constructor și trebuie să muncească zilnic
ca să câștige bani și să-și întrețină viața. O lecție pe care am învățat-o din această istorie este următoarea. Ceea ce părea atunci fără valoare în ochii oamenilor simpli, s-a dovedit mai apoi a fi extrem de valoros. Și acesta este un adevăr în legătură și cu împărăția lui Dumnezeu. S-ar putea ca împărăția lui Dumnezeu pentru ochii anumitor oameni să pară lipsită de valoare. Dar istoria în cursul ei și finalul istoriei mai ales va dovedi că împărăția lui Dumnezeu este deosebit de valoroasă. Amin. Îi vedem pe cei doi oameni din pildele Domnului Iisus că sunt gata să ofere tot ceea ce au pentru că au înțeles că o comoară ascunsă într-o țarină și un mărgăritar special de mare preț valorează nespus de mult mai mult decât ceea ce ei au avut vreodată. Și aici înțelegem care este răspunsul la întrebarea noastră. Vă aduceți aminte de întrebarea pe care am ridicat-o la început? Ce este un creștin adevărat? Și în lumina acestui text putem spune că un creștin adevărat este un om care a descoperit cea mai mare comoară din lume. A descoperit mărgăritarul cel mai prețios din întregul univers. Și această descoperire îl duce la un val de entuziasm extraordinar. Îl duce spre acea disponibilitate de a fi gata să dea tot ceea ce are, de a se dea chiar pe sine însuși. Doar pentru a câștiga împărăția lui Dumnezeu. Aceste pilde, vreau să vă spun că nu ne învață deloc că ne putem cumpăra cumva locul în împărăția lui Dumnezeu. Nu, nu. Nu acesta este scopul pildelor. Pildele acestea două ne arată cât de prețioasă este împărăția lui Dumnezeu și ne arată trăirile pe care împărăția lui Dumnezeu le naște în sufletul celui care a descoperit-o. În anii 50, un grup de 5 misionari au plecat în jungla din Amazon pentru că au auzit că este acolo un grup de indigeni care n-au fost atinși deloc de civilizație, cu siguranță n-au fost atinși deloc de creștinism. Și acești 5 misionari au plecat spre acest trib ca să ia legătura cu ei, să-i aducă la cunoștința Domnului Iisus Hristos, să-i scoată din sălbăticia lor, să-i aducă la civilizație. Și când au ajuns acolo, indigenii n-au înțeles ce doresc acești 5 misionari, că ei au văzut ca pe oameni în țară și i-au omorât. Acum, deși cei 5 misionari albi aveau asupra lor arme pentru protecție, au preferat să nu le folosească și n-au împușcat pe acești indieni, ci au preferat să tragă în aer. Indienii și-au dat seama însă că cei 5 nu le-au făcut rău cu zgomotele acelea și s-au întors și au omorât. Și unii s-au uitat la acești 5 misionari și au zis, ce prostie, ce nebunie! Să-ți pierzi viața, să fii un om atât de tânăr și totuși să mori așa? Dar știți că în jurnalul unuia dintre ei au fost găsite scrise următoarele cuvinte. Nu este nebun cel care este gata să dea ceea ce nu poate păstra ca să câștige ceea ce nu poate pierde niciodată. Repet. Nu este nebun omul care este gata să dea ceea ce nu poate păstra ca să câștige ceea ce nu poate pierde niciodată. E la fel și cu împărăția lui Dumnezeu. Când vii la Dumnezeu, Dumnezeu îți cere să te dai cu totul. Și cel care îl descoperă pe Domnul Iisus ajunge în postura celor doi care spune, mai degrabă pierd totul, dar nu vreau să-L pierd pe Domnul Iisus. Dar așa că dăm voie să te întreb. În urma celor auzite, ești tu un creștin adevărat? Este un moment de sinceritate în care poți să răspunzi la acest lucru în inima ta. Ești tu un om care a făcut cea mai mare descoperire din lume?
Ești și tu un om plin de bucurie că l-ai găsit pe Domnul Iisus Hristos. Ai această bucurie în inima ta. Ești umplut de entuziasm față de împărăția lui Dumnezeu. Nu te întreb când vorbesc despre bucurie, nu te întreb despre fericirea pe care ți-o dau banii sau statutul social sau relațiile tale sau sănătatea. Nu! Vorbesc despre bucuria care vine din descoperirea lui Dumnezeu. Ai această bucurie în inima ta. Poate că nu ai înțeles până astăzi ce înseamnă să fii un creștin adevărat. Poate că te-ai considerat creștin prin virtutea faptului că te-ai născut într-o țară în care undeva 80% din oameni se declară a fi aparținători a unei biserici. Poate că te consideri creștin pentru că ai participat în viața ta la anumite slujbe religioase și poate ai trecut prin anumite ritualuri. Dar eu în seara aceasta, drag prieten, drag ascultător, nu te întreb lucrul acesta. Nu te întreb dacă ești participant la slujbele unei biserici. Nu te întreb dacă figurezi în lista de membri a unei biserici. Nu te întreb dacă ai trecut prin ritualuri. Te întreb acest unic lucru. Ai descoperit cea mai mare comoară din lume. L-ai descoperit pe Iisus Hristos. Asta este creștinismul. Descoperirea lui Iisus Hristos. Și bucuria care provine de acolo. Acum, dragi prieteni, trebuie să vă vorbesc despre cea mai mare problemă a fiecăruia dintre noi. Și cea mai mare problemă a fiecăruia dintre noi este păcatul din viața noastră. Păcatul este cel care ne orbește și ne împiedică să vedem gloria Domnului Iisus Hristos, lumina slavei sale. Ai venit în seara aceasta aici, ai ascultat cântări frumoase, ai auzit un mesaj din Sfânta Scriptură, ne auzi că vorbim mereu și mereu despre Iisus, Iisus, Iisus în dreapta, Iisus în stânga și poate spui în inima ta, Domnule, asta e chiar prea mult pentru mine, parcă e fanatism. Sau poate spui, Domnule, lucrurile astea mă plictisesc cumplit, nu au nicio relevanță pentru mine. Nu știu unde te afli, dar știu că dacă ai păcat în viața ta, păcatul te va orbi ca să vezi cât de prețios este Iisus Hristos. Păcatul din inimă este cel care ne înșeală. El este cel care ne minte în față. El este cel care ne spune că există fericire în lume și fără de Dumnezeu. Și păcatul din viața ta, dacă nu îi te adresezi potrivit și nu ai soluția pentru el, păcatul tău te va duce în iad departe pentru totdeauna de fața binevoitoare a acestui prețios Iisus Hristos. M-am bucurat așa de mult că s-a cântat puțin mai devreme. Nu-i nimeni ca tine, Iisus, iubit, salvator. Și într-adevăr, noi ca biserică suntem aici ca să proclamăm că nimeni nu este ca Domnul nostru Iisus Hristos. Și vă chemăm și pe dumneavoastră, cei care încă n-ați ajuns la această bucurie, să veniți înaintea Domnului Iisus Hristos și să-i spuneți, Doamne Iisuse, vindecă-mă, deschide ochii, nu mă lăsa să mai umblu în orbire spirituală, ajută-mă să văd slava ta, ajută-mă să văd cât de prețios ești tu, vino așa înaintea Domnului Iisus. Aș vrea să ne rugăm acum. Aș vrea să vă invit să plecați capul în rugăciune. Vreau să vă spun că va rămâne o mărturie seara aceasta pentru fiecare dintre noi. Ce este un creștin adevărat? Și provocarea în finalul predicii a fost pentru fiecare dintre noi. Sunt eu un creștin adevărat? Ar fi o jignire să spui cuiva în seara asta care e aici, tu nu ești creștin. Păi dacă aș pune întrebarea, sunteți creștini, ridicați o mână sus. Toți am ridicat. Dar-s creștin, frate, bun. Dar sunt eu un creștin adevărat? Și poate că ar fi trebuit să mai fie o întrebare. Cum arată un creștin adevărat?
Nu putem arăta așa, așa, așa. Dar ceea ce ne spune Scriptura este că acel creștin adevărat nu este perfect. Este un om păcătos, dar iertat. Un om care și-a recunoscut păcatul, care a venit la cruce, la Golgota, l-a mărturisit lui Iisus Hristos și a obținut iertare. Pentru că a găsit cea mai importantă comoară, care este Hristos. Dacă nu l-ai găsit pe Hristos, nu ești creștin adevărat. Și a fost o provocare făcută de fratele Cristin. Dacă vrei, ridică o mână. Și unii zic, dar ce înseamnă asta? Chiar atât de greu este să ridici o mână și să recunoști că ești păcătos și că ai nevoie de Domnul Iisus să-ți ierte păcatul? Dacă nu vii la El, la cine vei merge? La cine vei merge? De dimineață ne-am rugat ca Dumnezeu să vorbească în seara aceasta. Amin. Și ne-am rugat ca Duhul Sfânt să stea în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu ți-a vorbit? Ești un creștin adevărat. Doar dacă îl găsești pe Iisus. Și vreau să vă spun, Domnul nostru este prezent aici în seara aceasta. Amin. Vrei să mergi fără El? Ești liber. Te duci. Trăiești mai departe cu eticheta de creștin. Fie baptist, fie ortodox, fie penticostal. Trăiești așa. Dar va veni momentul, va veni ziua când vei sta înaintea Lui, înaintea Lui Dumnezeu. Și dacă nu L-ai primit pe Hristos în inimă, și dacă El nu ți-a iertat păcatul, toată religia ta n-a ajutat la nimic. De aceea, prieteni dragi, vă încurajez, nu plecați în seara aceasta de aici, fără Iisus Hristos. Amin. Singurul care poate rezolva problema ta, problema păcatului, problema veșniciei. Frați și surori, vă îndemn și vă chem să veniți cu adevărat la Dumnezeu. Amin. Să-L invităm pe Iisus în inimile noastre, în viețile noastre. Cum arată un creștin adevărat? Un creștin adevărat este plin de bucurie. S-a spus. Are pace în inimă. Un creștin adevărat, și am spus-o și în serile trecute, este creștinul care iubește casa lui Dumnezeu. Îl iubește pe Dumnezeu. Iubește cuvântul lui Dumnezeu. Iubește rugăciunea. Îi place rugăciune. Ești un creștin adevărat. Doamne, ajută-ne să fim creștini. Uitați-vă în Fapte 2. Acolo avem certificatul de naștere al Bisericii Creștine. Să ne comparăm cu cei de acolo, ce făceau ei. Mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să continue să lucreze în inimile și în viețile noastre, ale fiecăruia. Să ne modeleze, să lucreze la caracterul nostru, să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre noi, să ne dorim să fim ca El, să-L iubim pe El, să-L urmăm pe El, ca să petrecem veșnicia cu El. Domnul să ne ajute! Frate Cristin, mulțumim pentru mesaj! Domnul să te binecuvinteze! Frate Dani, mulțumim pentru slujire, prin cântare! Să vă binecuvinteze Domnul, pe voi și familiile voastre. Și din toată inima doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Mâine seară
de la ora 6, din nou o seară de evangelizare. Vă invităm cu toată dragostea, mai invitați și pe cei de acasă, prieteni, vecini, chemați-i. Sunt seri de har peste Tulca și Dumnezeu să binecuvinteze biserica și localitatea noastră. Amin. Cu pacea Domnului, biserica este liberă.